Cine a crezut că poate păcăli Uniunea s-a înșelat. Primele proiecte făcute din bani europeni au ajuns la scadență și de la Bruxelles a venit controlul ca să vadă ce au făcut românii cu milioanele primite. La fața locului, surpriză. Proiecte greșite, lucrări inutile sau făcute de mântuială, autorități care au crezut că pot păcăli Europa cu metode românești. Și au greșit. Acum, 30 de localități din țară trebuie să dea înapoi la Uniune 23 de milioane de euro cu penalitățile aferente. Și, din păcate, acești bani vor fi plătiți din greu de oameni simpli care nu și-au dorit decât o viață mai bună. Cetalchioi, delta Dunării. Ca mai toate localitățile din această parte de Românie, comuna e parcă bătută de soartă. Fără apă, canalizare, fără drumuri, fără asistență medicală. E de mirare cum a ajuns în acest sat rupt de civilizație steagul Uniunii Europene. Europeni suntem, cu numele, dar cu restul... Au avut totuși șansa să fie europeni și cu fapta. În 2004 au primit 1 milion de euro pentru un drum comunal care se lege Tulcea de Chilia, 11 km în total. 8 ani mai târziu, drumul arată așa. Peste acest praf de piatră s-a dat cu acea soluție. El n-a durat decât atât cât s-a dat. La câteva săptămâni, luni, au început să exfolieze. Drumul e bun. Băgat pentru căruță cu atelaj cu cai. E o poveste complicată la Cetalchioi și, ca în orice poveste complicată, vinovații sunt greu de găsit. Ce-mi cer tu mie să-ți dau eu vinovați când te uitai cum se lucrează? Lua pământ așa în tăvițe, în fărașe, în lame și pune acolo. Și toate utilajele lor s-au prăbușit. Au uitat că au pus pământ așa numai ca să fie pospaie așa. Înțelegi? L-au călcat pe alăture. Un drum de piatră impregnat cu un strat de bitum. Deci acesta era tot proiectul care trebuia să-l executăm noi. Dacă am eu vreo vină, eu o să fiu executat, dar nu comunitatea. Doar că toate regretele din lume nu mai pot salva acum Cetalchioiul. Comuna datorează Uniunii Europene 1 milion de euro, plus penalități egal 2 milioane, bugetul primăriei pe 10 ani. Și, cum localnicii nu au de unde să facă rost de bani, singura variantă a rămas sechestrul pus de ANAF pe toate terenurile satului, inclusiv pe pășune. Eu trăiesc din ce? Din băcuțe, din păsări și din... Asta este sursa mea de venit. Dacă nu le am nici păsări, nu am din ce trăi. Marinela și Romica Roiu au lucrat în minerit, în Gorj. Când n-a mai mers, au luat ordonanța și cu banii și-au cumpărat oi și vaci. S-au mutat în celălalt capăt de Românie, la Cetalchioi, deciși să o ia de la capăt. Uf, Doamne, nu-i de glumă cu treburile astea. Nici noi n-am știut că este așa de grav. Îi doare sufletul de planurile lor de viitor și de banii pe care i-au băgat în animale. Fără pășune, nu mai au motiv să rămână. Roagă-l pe domnul prim-ministru să ne lase izlazul ăsta aici să mai paștim pe el. Și putere să o ia din nou de la început. Ar însemna pentru noi o tragedie. Noaptea te trezești din somn și te gândești, a ținut licitația și a cumpărat unul și nu știi ce se face cu terenul ăsta. Ce să facem? Să ne dăm foc? Să murim? Ce să facem? Ei și ceilalți oameni simpli din Cetalchioi plătesc acum incompetența unui șir lung de așa ziși specialiști, care au aprobat un drum făcut de mântuială, pentru că datoria către Uniune va fi plătită din taxele și impozitele oamenilor, plus vânzarea pășunii. Nu știu dacă există vreo speranță de a rămâne cu pășunea măcar, poate, știu eu, există și un Dumnezeu pentru noi. Îi ia izlal, hai să fim serioși. Mai bine iar... Ce să-i? Să ne ia pe toți, sau poate deranjăm pe cineva, dă cu DTT-ul puțin așa, ca pe țânțari. I-ar fi putut salva de la ruină repararea drumului, dar și asta s-a făcut de mântuială în pur stil românesc. Nu am aplicat și acel strat bituminos. Ghinion însă, cu Uniunea nu e de glumit. Și când drumul s-a stricat din nou, n-a mai fost nicio salvare. Deznodământul era previzibil pentru orice om cu mintea trează. Proiectul plătit de europeni era de la început greșit. Nu s-a gândit nimeni că drumul trebuia să reziste la trafic greu, deși pe el urmau să treacă mașini agricole și toate vehiculele care se duc la Chilia. În plus, șoseaua trece peste un dig revendicat de un particular care susține că poate face ce vrea cu proprietatea lui și cu asfaltul de pe ea. O să-mi iau digul. Mă duc cu basculante, iau digul și-l arunc în Dunăre, că e proprietatea mea. Fac ce vreau. Să mă dai în judecat. Dintr-o eroare a statului, fostul senator Traian Rece a devenit proprietar peste acest obiectiv de interes public. El a cumpărat
cumpărat acum 13 ani cea mai mare societate agricolă din zonă, Agrodelta Sireasa, pe terenul căreia era și digul. Nimeni nu și-a pus problema atunci că nu poți lăsa în grija unui particular o construcție care trebuie să apere de inundații o comună de 500 de oameni. Statul și-a dat seama de greșeală acum 5 ani și de atunci se tot judecă. Doar că între timp, mașinile de mare tonaj ale fostului senator au tot trecut peste drumul prost făcut și l-au distrus. Și sunt în curtea mea. Dumneavoastră mă învățați cu ce să circul în curtea mea și pe proprietatea mea? Flutură încrezător actele de proprietate și crede că a fost oricum prea darnic cu localnicii. Și vinam eu că babuinii n-au vrut să-și facă drum și a venit societatea și a făcut societatea drum. Nu înțelegeți că ei mergeau cu lotca. Ei veneau cu lotca la ușă și din lotcă săreau în dormitor. Incompetența statului merge însă și mai departe, iar blestemul digului continuă la Cetalchioi. ANAF a pus sechestru pe pășunea oamenilor datornici la Bruxelles și urmează să vândă terenul ca să recupereze cele 2 milioane. Doar că pe teren tocmai se construia un al doilea dig și toată lumea a uitat de el, inclusiv fiscul. Inspectorii au constatat că pe teren, pe pășune, este un dig? Nu știu, dar nu erau cuprinse în întrebări. Inspectorul merge să se informeze, iar noi ascultăm din întâmplare ce se vorbește în biroul de alături. Când ai fost pe teren să pui sechestrul la Cetalchioi, n-ai văzut digul de apărare? Nu să vedeți mai multe diguri acolo, este foarte greu de delimitat. Aveți acum posibilitatea rară să vedeți cum se pregătesc, sau mai bine zis, se inventează răspunsurile pentru presă. Fiind o suprafață foarte mare de acoperit, s-au văzut anumite parcele, anumite locuri, deci nu s-a putut identifica exact fiecare bun. Este la intrare în localitate pe dreapta. E greu de înțeles cum de n-a văzut expertul ANAF un dig care se întinde de-a lungul a două localități și pe câțiva kilometri. Dar, din cauza acestei erori, statul riscă să piardă o lucrare de 15 milioane de euro, din care jumătate sunt bani europeni. Uitați, ăsta este asfaltul care trebuia să reziste în timp, nu a rezistat. Primarul din Vlădeni, județul Iași, poate spune că pur și simplu nu a avut noroc. Când s-a instalat la primărie, conturile erau deja blocate. Și așa sunt și acum, după 4 ani. Tot din cauza unui drum făcut din bani europeni și care acum arată așa. Incredibil. Asta e tot. Soluția acceptată de Sapard. Prost. Lucrare proastă. De sărbători am venit cu taxiul de sărbători. Și băietul ăla din Iași a zis, Doamne, dacă știm că drumul ăsta așa e de rău, nu mai putea băietul ăla, când a ajuns la mine la poartă, nu mai sunt taxiul. Un drum ca covada, o roată intră și una iese. Uitați-vă, nu mai puneți o leacă, așa, cât gros să-mi are el așa, asta, e cât gros să-mi are. Uitați-vă. Mai mult are spântână o oară cu lapte. De 8 ani, localnicii din Vlădeni știu un singur lucru, că au primit de la Bruxelles 1 milion de euro pentru drum, iar acum nu au nici drum, nici bani la primărie și nici fonduri nu mai pot lua. În schimb, de 4 ani, de când i-a verificat Uniunea și i-a găsit cu drumul făcut ca în glumă, tot plătesc la datorie. Și în fiecare lună, când vine nota de plată, își amintesc cu furie de momentele din 2004, când sărbătoreau primul drum cu asfalt din localitate. Așa pinguin, așa vine pe asfalt. Ceva, ce, 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 ce. Cine mergea așa? Fiecele! Da, uite, vă rog eu! Vă rog eu! Pe unii groase pune apă, unii... Ce mai, pune mai, pune așa! Pinguin de aici, pantofi la pinguin, așa ca deștiu ăsta de om sunt dreaptă. Ce mă, hai bun așa! Să băliga o vacă, un cal, cu mătru avea oameni pus ca să-i dai în panglica. A, până la panglica a fost asta. Păi da. Și după aia? După aia a doua zi era farmat tot. Drumul are 8 km și leagă două sate. Nici aici nu a putut fi restricționat traficul greu, pentru că e zona agricolă. Iar cei care au făcut proiectul s-au gândit probabil că vor păcăli Uniunea, luând 1 milion și livrând de mult mai puțin. E o emulsie de bitum și piatră. Și-a format un strat de maxim 2 cm. Cai sunt potcoviți, au grifuri la potcove, unde exista posibilitatea de a se sparge asfaltul, apăreau mici fisuri în asfalt și de acolo gropile. Păi format asfaltul, băi, băiatule, mă. Băiatul, tată, format asfaltul. Dar nu-ți cai de 500 de kg, ăștia care are 50 kg. Mai mult stric eu că am pantofi cu tot un ant. Oamenii sunt convinși că se putea face mai bine pe acești bani. Au ei dovezi clare, pe văzute și auzite. Era un motogreder de ăsta și vorbea cu noi. Băi, băieți mei, tu-ți dai seama câți bani încasează oamenii ăștia? Astea sunt niște bani furați. Vă și vă bag aici nici un sfert.
Care au putut și-au făcut trotuare și-au făcut... Am văzut eu cu ochii mei. Vindea la vecini și turna temelie. S-au luat bani, băgat unul trebuit aici, l-au lăsat drumul și-au plecat. Ei au plecat, drumul a rămas, temporar. După câteva luni, era doar o amintire. Și era groți, așa se rez, doamne, din căruță, dacă... Groți, nu glumă. Le vine greu să creadă că au dat 1 milion de euro pentru niște gropi. 1 milion de euro? Și ăsta drumul e 1 milion de euro? Da. Doamne, maica, 1 milion de euro! 1 milion de euro datorie ar fi chiar bine, căci între timp, cu penalizări cu tot, suma s-a dublat. Toate impozitele și taxele plătite de locuitorii comunei pleacă acum la Bruxelles. Iar la Vlădeni nu a mai fost făcută nicio investiție de 4 ani. Nu avem curent electric, pur și simplu, din cauza lor. Și nici nu vor avea curând, până ce comuna nu și achită datoriile. Avem televizor, vedeți ce frumos e. Ne uităm la el, trăim ca nevul, nici nu știu care evul, să vă spun. De când stau pe întuneric, locuitorii s-au dotat cu ce pot, ca să-și facă treburile prin casă când se lasă seara. O lumina noastră de toate zilele. Este o lampă solară în care se încarcă la lumina zilei, la soare. Tare le mai pare rău oamenilor că au fost păcăliți. Dintr-un 1 milion de euro s-ar fi putut face canalizare și poate le rămânea să renoveze și școala primară. Aici era clasa 1, aici din coace era 2, 3. Acum copiii învață în 2 schimburi, într-o clădire din care, de asemenea, lipsesc multe. Dar urgența, spune primarul, ar fi o centrală termică. Dacă ar fi să tragem de aici, cade și asta. Și în timp ce oamenii din Vlădeni se zbat în lipsuri, firma de construcție a fost absolvită de orice vină. Au arătat că ei au respectat proiectul în tocmai. Nu s-au bătut de la ceea ce s-a lucrat. Ne-am gândit, deci, să verificăm și noi dacă așa trebuie să arate un drum de 1 milion de euro, aprobat de Inspectoratul de Stat în Construcții și de SAPARD, reprezentantul Uniunii în România. Am rupt fără niciun efort câteva bucăți de asfalt, le luăm ca amintire, pe care le-am dus apoi la un laborator din București. Conținutul de bitum este substandard, 5,39% față de 6-7% cât ar fi normal, iar grosimea stratului de beton este de 2 ori mai mică față de cât ar fi trebuit. Apoi am dus rezultatele la SAPARD să ne spună și nouă că e bine așa. Uitați pentru pe ce ați dat banii. Păi nu, noi n-am dat banii pe aceasta, noi am dat banii pe un drum. La fiecare cerere de plată, noi verificăm, drumul este, documentele sunt, dăm banii. Altfel nu dăm banii. Și totuși nimeni n-a văzut că e doar o poșghiță de asfalt. Reprezentanții SAPARD au o explicație. Este o verificare vizuală. Noi vedem dacă s-a realizat ceea ce scrie în document. Asupra calității nu ne putem pronunța noi. Să înțeleg că laboratoarele, Inspectoratul de Stat în Construcții și toți cei care și-au pus semnătura acolo au greșit. Iar dumneavoastră v-ați bazat pe ei. Da, asta este și procedura, adică nici nu avem altfel. O astfel de procedură ar funcționa în alte țări, dar la noi se vede limpede că nu. Camere de lux. Televizor. Pijamele. Da, dar vorba de... Da. Vorba de bani. În finanță. Trebuie să-ți țin dușul. Țin dușul. Păi că ți-o spui educaului. Da, uite aici am pus săpunul. Suntem la Todirești, Suceava. Ion Ilarie și alți câțiva săteni vizitează cea mai modernă clădire a comunei. Ei, ca la hotel, da? O pieră cu palate de dormit, pijamale și mai sunt aici, camas. Hotel categoria 1, 5 stele. Da. 5 stele. 5 stele. Nu e hotel, e un cămin de bătrâni de lux, făcut din bani europeni într-un sătuc uitat de lume. Și stă închis de 7 ani. Primarul ne face un tur. Bucătăria, dotată cu toate utilitățile, sala de recreere, bătrânii vor coborâ ca la club sus, vor juca așa. De asta ar trebui să aibă subvenție mărișoară. Cu 4 milioane mă ține? 16 milioane. Noi suntem pensionari cu bani puțini. Căminul a fost făcut în 2005 și a costat în jur de 340.000 de euro. În 2010, autoritățile locale au luat lacătul de pe ușă și au mai făcut câteva investiții. Așa că suma a ajuns în total la 500.000 de euro. S-au mai băgat în el microfrigidere, televizoare, aparate de radio. De parcă asta și nu bătrânii îi lipseau căminului. Am zis că poate vor veni niște militari sau cineva care au pensii mai mari și putem să-i cazăm. Au mai trecut 2 ani. Între timp au apărut televizoarele 3D, dar bătrânii pe nicăieri.
În schimb, ceva în viața liniștită a comunei s-a schimbat. Tot de 2 ani, primăria plătește credit la bancă. Credit luat, ați ghicit, pentru televizoare. Plătim aproape 200 și ceva de milioane în fiecare lună. Locuitorii nu prea înțeleg de ce. V-a făcut așa în limita posibilității, că nici eu nu eu o vacă de la Mataur la altul și o plătesc în 20 de ani în dobândă și ca la bani. Nu, eu dacă am bani, eu și dacă nu, după puterea ușa mea, atâta fac. Nu trebuia, dar acum, dacă s-au ales cu el, nu mai au ce face. Deci două variante sunt. Ori să-l cumpărăm, să-l folosim în ce scopuri vrem noi, ceea ce e imposibil 20 de miliarde, ori să-i dăm drumul. Iar variantă imposibilă. Cu alte cuvinte, dacă nu-i dau drumul curând, la Todireș se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat deja la Cetalchioi și Vlădeni. Primăria va trebui să dea înapoi la Uniune 500.000 de euro, jumătate din bugetul pe un an, dacă nu punem la socoteală penalitățile. Primarul e disperat și tot disperat caută bătrâni înstăriți să le ofere luxul de la Todirești. Noi ducem la biserică, avem o mănăstire. După Codru aici... Fostul primar, cel cu investiția, spune că are el o variantă pentru salvarea comunei. În 3 luni de zile eu caminul funcționează. Cu cine nu știu. Dar funcționează. Găsesc 12, dacă nu 12, 8, da? Uită să spună însă că n-a funcționat nici pe vremea lui. Vreo 6 aveam deja. Ce s-a întâmplat? Păcat că n-am luat atunci așa... Nu sunt de plantifica, eu am rămas cu tot, deci am... Este însă în continuare convins că a făcut o afacere bună, cum este convins că va face afacere și cu pensiunea lui, construită tot din bani europeni. Vedeți pensiunea asta? Când iese de sub monitorizare, eu cămin de bătrân, fac și aici. Eu nu-s găinar, dar trebuie o leacă de gândire, trebuie ceva. O leacă de gândire l-ar fi trebuit și oficialilor noștri atunci când ne-a primit Uniunea. O leacă de pricepere și multă onestitate ar fi reușit chiar să scoată România rurală din sărăcie. Dar, pe lângă faptul că n-am reușit să luăm cele 35 de miliarde pe care le aveam la dispoziție, acum mai și dăm înapoi. Din nefericire, probabil că nu mulți vor învăța lecția și vor continua să creadă că pot cheltui banii europeni așa cum fac cu cei românești și că nimeni nu-i va trage la răspundere.